Alianța franceză din Suceava, în colaborare cu Centrul de Reușită Universitară al Universității Ștefan cel Mare, cu sprijinul Agenției Universitare a Francofoniei, își propune să încurajeze învățarea limbii franceze și să promoveze valorile francofoniei în comunitatea suceveană prin cursurile de limbă franceză și activități tematice din cadrul după-amiezelor francofone și al proiectului Francofonia în Comunitate. Activitatea L'Amour Danovi, prezentată de elevii Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, îndrumați de doamnele profesoare Ungureanu Nastia, Giureanu Gabriela și Vinda Bianca, urmărește aducerea în prim plan a sentimentului iubirii, sentiment nobil, ce metamorfozează ființa umană. După o perioadă în care am uitat să ne privim, am uitat să citim suflete, scufundându-ne în ochii celuilalt, la dialog un monolog de l'amour, reprezentație susținută de elevele a Constantinesei Ana Maria și bălățel Elena, încearcă să ne reamintească importanța iubirii în viața fiecăruia dintre noi. Nobila trăire, iubirea, este ilustrată prin lirica emneștiană, pe lângă plopii fără soț, de ce nu-mi vii și dacă, recitate de elevele bălățel Elena și vatamanu Florina, prin cântecele J'ai compris, Tarien, interpretate de eleva strună Ana Maria, L'enfant luzeux, interpretată de elevele Macoveiciuc Nicoleta și Cernei Ana și Ma filozofii, interpretată de Elena a ursulesei Bianca.